nu pot să cred că e adevărat, tot cred că este un vis care nu doresc să se termine. Bărbatului nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat. În cutia de valori se aflau peste 400.000 de dolari, 100.000 de lire sterline, 30.000 de franci elvețieni, 8.000 de dolari canadieni, dar și un kilogram de aur. Agoniseala și munca sa de o viață. Acel moment a fost poate unul dintre cele mai triste momente din viața mea. N-am crezut că se poate întâmpla în anul 2013, într-o bancă cu renume, să ajung acolo, să nu mai găsesc munca de o viață a mea și a familiei mele. Păgubitul este supărat pe conducerea băncii. Atitudinea doamnei directoare, da? Asta să ne mai a fost în felul următor. A spus, dumneavoastră știți ce ați declarat? Zic, bineînțeles. Credeți că ce ați declarat dumneavoastră în cap într-o cutie de valori? Știu, pentru că eu i-am pus acolo. Adică nu v-a crezut? Deci sub nicio formă, adică m-am simțit sincer nimeni. Chiar dacă furtul se confirmă, primarul păgubit ar putea avea și el probleme cu legea. În declarația sa de avere la active apar doar 50.000 de euro și 36.000 de dolari. Primarul nu a declarat nimic la rubrica de conturi, depozite bancare sau fonduri de investiții. Soția primarului îl apără însă pe acesta. Nu știa că trebuie să-ți treacă acești bani în declarația de avere? Nici la asta nu pot să vă răspund. Probabil că nu știa, fiind o casetă secretă, crezând că cei acolo secret sunt doar ai lui. Banii, din câte am înțeles, nu sunt doar ai dânsului. Nu sunt, tocmai cred că asta a fost mai bine. Din aproximativ 500.000 de euro, cam câți erau ai dumneavoastră ca și economii? Nici asta nu pot să vă spun, fiindcă s-o spun niciodată neimplicat. El era om de afaceri, eu mi-am văzut de casă, de copii. Edilul a declarat totuși mai multe proprietăți, terenuri, spații comerciale, mașini, două garsoniere, un apartament, dar și casa de la Plopu. Iar afacerile sale cu casele de schimb valutar au fost preluate de soția sa imediat după câștigarea mandatului de primar în luna iunie anului trecut. Se pare că banii depozitați în cutia de valori aparținau familiei, dar și fratelui edilului. Misiunea polițiștilor de a face lumina în acest caz este una dificilă. Încăperea respectivă se pătrunde numai controlat și, practic, dacă s-ar fi respectat procedurile băncii, ar fi fost imposibil să fie sustrase aceste bunuri și valori. Nu avem semne de infracție deocamdată nici la ușa principală, nici la casetele de valori. Noi suntem în curs de efectuare unor expertize. Anchetatorii așteaptă deocamdată rezultatul perchezițiilor informatice.